Intervenim pentru lichidarea incendiului subit la Biserica Ortodoxă din localitatea Poiana Stampei cu 7 autospeciale și un efectiv de 37 pompieri militari. La această acțiune de intervenție avem în sprijin o mașină, o autospecială de la ISU Bistrița. Știți care sunt daunele până în momentul de față? După cum se poate observa, în acest moment incendiul este localizat, se lucrează la lichidare. Cetățenii împreună cu pompierii militari evacuează bunurile care nu au fost afectate de acest incendiu, urmând ca după finalizare să trecem și la cercetarea pentru a stabili cauza probabilă de incendiu. Funcția și numele? Colonel Foc, comandant, prim adjunct al inspectorului șef ISU Suceava. Acolo mai e. Oh.
Aici e părinte? Mai bătrân. De lemn și clădiri de lemn, de lângă monumente și alte biserici, făcute din